foarte bine. Fiecare lucrare de infrastructură în România e așteptată cu atâta înfrigurare încât merită semnalată cu artificii, nici mai mult, nici mai puțin, și chiar în miezul zilei, atunci când e începută. Despre ce proiect este vorba, vă spunem imediat. Discutăm și despre cum rămâne cu moțiunea de cenzură. Nu e clar deocamdată dacă poate fi depusă într-o sesiune, citită în alta și votată eventual într-o a treia, așa cum se conturează acum, destul de amuzant lucrurile. Doar că e treabă serioasă dacă te uiți la mizele PSD, care are nevoie să puncteze împotriva guvernului și pentru asta recurge la toate șicanele. Discutăm și despre asta ceva mai târziu. Sunt Tudor Mușat, bună seara, începem. Îi spun bun venit ministrului transporturilor, Lucian Bode. Bună seara, domnule ministru. Bună seara, dumneavoastră, ceva mai devreme. Mulțumesc pentru invitație. Inaugurarea A0. Da, acea autostradă din jurul capitalei, nu centura actuală pentru cei care nu sunt familiarizați, un fel de a doua centură care va înconjura capitala și de la care am văzut imaginile de astăzi. Este vorba despre autostrada de centura Bucureștiului, care are aproximativ 102 km proiectați pe latura de nord, respectiv latura de sud. Latura de sud are 3 tronsoane, 3 loturi, iar astăzi noi am fost împreună cu primul ministru și cu colegii mei din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu reprezentanții antreprenorului, cel care a fost desemnat câștigător, să asistăm la începerea efectivă a lucrărilor pe lotul 2 din autostrada de sud a Bucureștiului. Cele 3 loturi însumează pe zona de sud 52 de kilometri. Ele au fost adjudecate anul trecut, au avut termen de proiectare, au termen de proiectare un an, pentru că celelalte 2 loturi sunt în proiectare. Noi estimăm că până la sfârșitul acestui an să emitem ordinele de începere și să înceapă efectiv lucrările și pe celelalte 2 loturi. Astăzi noi am fost, cum spuneam, pe lotul 2 și am asistat la începerea efectivă a lucrărilor pe cei 16,3 km. Avem proiectul tehnic finalizat, avem hotărârea de guvern privind expropierile aprobată de guvern săptămâna trecută, pe 14 august. Așadar, avem toate condițiile ca pe acest lot să se lucreze. În ceea ce privește inelul de nord, cei 50 de kilometri aproximativ sunt împărțiți în 4 loturi. Astăzi am dat o veste bună, încă o veste bună celor care așteaptă de atâta timp infrastructură rutieră de calitate în București, în regiunea București-Ilfov, și anume am semnat contractul de proiectare și execuție pentru unul din cele 4 loturi. Un antreprenor român. Despre câți kilometri vorbim? Aici vorbim de 4,5 kilometri, iar diferența până la 50 de kilometri sunt cuprinse în celelalte 3 loturi, care în acest moment se prezintă în felul următor. Lotul 1 a fost desemnat câștigătorul. Am avut contestații, 4 contestații. Toate cele 4 contestații la CNSC au fost respinse și am transmis astăzi un mesaj, transmis și pe această cale, contestatarilor de serviciu să nu pună bețe în roate guvernului, pentru că odată ce ai pierdut în prima etapă, ai pierdut la CNSC contestația, dacă vii în instanță și blochezi luni de zile procesul de semnare a contractului și începerea lucrărilor, nu îți dorești altceva decât să nu se realizeze infrastructura în România. Lotul... Da, aici, iertați-mă, domnule ministru, da, merge cu rugăminți și cu... Nici măcar nu aveți criteriile să excludeți de la viitoare licitații pe acești contestatari, pentru că nici n-ar fi democratic și concurențial. Nu-i poate opri nimeni să vă dea judecată, de fapt. Da, dar în momentul în care ai depus o contestație la CNSC și ți se respinge, mergi în instanță, depui și acea cauțiune, e clar că urmărești alte interese, altele decât de a câștiga. Există alte pârghii prin care acești oameni să nu mai facă contestații de dragul de a face contestații? Categoric, da, dar dați-mi voie să închei expunerea pe lotul
pe cealaltă două loturi pe autostrada de nord. Pe lotul 2 suntem în evaluare în acest moment, oferta financiară, deci estimăm noi că undeva la sfârșitul lunii vom anunța câștigătorul și vor trece procedurile către ANAP și perioada de contestație și sperăm să semnăm contractul cu antreprenorul desemnat câștigător. Pe lotul 3 sunt 7 contestații înregistrate în acest moment, iar pe lotul 4, așa cum v-am spus, n-am avut nicio contestație și astăzi am semnat contractul. Așa se prezintă în acest moment inelul Bucureștiului cu cei 102 km, parte componenta coridorului 4 paneuropean, pentru că, așa cum știți, coridorul 4 paneuropean, coridorul principal, începe la Constanța, urmează București, Pitești, Sibiu, Nădlac. Practic, din coridorul 4, României, în acest moment, îi lipsește inelul Bucureștiului, la profil de autostradă, îi lipsește Sibiu-Pitești, unde am început lucrările în acest an, pe primul tronson Sibiu-Boița, îi lipsesc 13 km din Lugoș-Deva, celebru tronson al urșilor, în rest, autostrada pe coridorul 4 este finalizată. Revin la întrebarea dumneavoastră. Da, am spus și repet, dacă vrem să avem infrastructură de calitate și să dezvoltăm mari proiecte de infrastructură, noi ne-am propus ca în următorii 10 ani să finalizăm peste 3.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în România, pentru că altfel nu putem să vorbim de dezvoltarea economică și de creșterea bunăstării cetățenilor. Degeaba. Noi avem un plan foarte, foarte bine pus la punct, am numit Planul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru următorii 10 ani. Partea a componenta Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Dar am spus, degeaba avem un angajament ferm în ceea ce privește finanțarea. Fonduri europene, 2% din PIB alocare în fiecare an pentru transporturi. Dacă nu vom lua măsuri de creștere a capacității administrative a statului pentru a implementa aceste proiecte, cu siguranță și dacă avem 4 miliarde, 5 miliarde de euro în fiecare an, nu putem să-i cheltuim. Una dintre sau două dintre aceste măsuri vizează și această chestiune a contestațiilor, acele instanțe specializate, cu secții specializate pentru judecarea contestațiilor, astfel încât să nu aglomerăm o secție comercială și să dureze ani de zile. De asemenea, am spus că în momentul în care vrem să accelerăm proiectele de infrastructură, trebuie să reducem termenele până la momentul în care se pot depune contestații. Trebuie să năsprim condițiile în care se depun contestații. Adică în momentul în care tu vrei să depui o contestație, să plătești tu cu o cauțiune pe care, indiferent dacă vei câștiga sau vei pierde acel proces, acea cauțiune să rămână la bugetul de stat. Sunt câteva măsuri pe această legea achizițiilor publice, de asemenea, trebuie amendată. Sunt câteva măsuri de creștere a capacității administrative a statului pe care, dacă nu le luăm, degeaba avem finanțarea și degeaba avem un plan foarte, foarte bine pus la punct. Noi suntem hotărâți să luăm aceste măsuri alături de alte măsuri importante, astfel încât de anul viitor să avem 2% din PIB pentru transporturi alocat prin legea bugetului, să avem fonduri europene atrase, astăzi avem 45%, aproximativ 40% din cei 6,1 miliarde de euro, avem 40% absorție pe componenta de infrastructură, foarte puțin, să utilizăm la maxim fondurile din Planul Național de Recuperare și Reziliență, cei 33 de miliarde de euro, și, bineînțeles, dacă acești bani nu ne sunt suficienți, pentru că, din calculele noastre, pe toate modurile de transport în următorii 10 ani, este nevoie să investim aproximativ 73 de miliarde de euro, dacă acești bani din buget, respectiv fonduri europene, nu sunt suficienți, să apelăm la împrumuturi, pentru că România își permite și trebuie să-și permită să se împrumute pentru a-și dezvolta infrastructura. Ce șantiere se mai deschid, domnule ministru, și pe câți bani? Adică înțeleg că ați semnat niște contracte zilele astea. Eu am spus că în aproape 10 luni de mandat am avut 3 obiective majore. Pe lângă acest plan despre care vorbeam, elaborarea unui plan investițional care să fie un document strategic, care să fie respectat de toți, indiferent cine va guverna România. Pentru că este obligatoriu acest plan investițional,
pe de o parte, să actualizăm strategia de implementare a Master Plan General de Transport, adoptat în 2016, pe de altă parte, este condiție favorizantă pentru atragerea fondurilor europene din viitor exercițiu financiar. Pe lângă acest plan, noi am acționat pe încă două direcții importante. Unu, am menținut toate șantierele deschise în stare de urgență, în pandemie. N-a fost simplu deloc, dar niciun șantier în România nu s-a închis pe zona de infrastructură. Au fost cazuri în care trebuie să izolăm anumite zone, inclusiv la metrou s-a întâmplat asta, la magistrala M5, drumul Taberei, unde am avut cazuri de îmbolnăviri, de COVID, dar șantierul a mers înainte. Și a doua direcție, cea mai importantă, spun, este cea prin care ne-am propus să deschidem noi șantiere. Cum? Emițând ordine de începere a lucrărilor, pentru că până în momentul în care dai ordinul de începere, ai perioada de proiectare, de licitație, semnare contract și așa mai departe. Noi am emis ordinul de începere pentru aproximativ 100 de kilometri de autostrăzi, drum expres, șantiere pe care le-am deschis efectiv în acest moment. Astăzi, în România, se lucrează pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, variante ocolitoare. De asemenea, o etapă importantă, irreversibilă în procesul de construire a unui obiectiv de infrastructură, este etapa în care semnezi contractul de proiectare și execuție. Noi în acest an am semnat aproximativ 300 de kilometri de proiecte care însumează aproximativ 300 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare. Poate că cei care se uită la noi spun 300, care sunt acestea? Și eu aș da exemplu. Sibiu-Pitești. Sibiu-Pitești. Să le vadă pe hârtie. Okay. Da. Nu, dar în momentul în care ai semnat contractul de proiectare și execuție, tu știi că în 24 de luni, 36 de luni, ai obligația să recepționezi acel tronson. Bun. Sibiu-Pitești, tronsonul 5, autostrada Transilvania cu 3 sectoare, drumul național 28B, Botoșan-Târgu Frumos, varianta ocolitoare Zalău. Sunt obiective pe care noi le-am semnat în această perioadă, în cele 10 luni. Până la sfârșitul anului, așa cum spuneam și la astăzi pe șantierul autostrăzii de sud a Bucureștiului, noi credem că vom da ordinul de începere pentru încă aproximativ 60 de kilometri și mă refer aici la toate cele 3 tronsoane de pe Inelul de Sud, respectiv la sectorul 2 din tronsonul 1 al autostrăzii Craiova-Pitești. Craiova-Pitești are în acest moment drumul expres 2 tronsoane în lucru. Pe un tronson lucrează italienii, 17 km, pe cei 41 de km lucrează un antreprenor român, centura variantă de ocolire Barș și Slatina. Deci pe 7 km lucrează în acest moment antreprenorul italian, noi vom da ordinul de începere și pe ceilalți 10 km. În concluzie, noi vom lucra în acest an pe aproximativ 300 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, iar parte din acestea vor fi date în trafic, pentru că avem cu un progres fizic de peste 90%, Iernut Chețan, cu descărcarea de la Chețan, plus Biharia-Borș, sunt 25 de kilometri parte autostrăzii Transilvania, în septembrie vor fi dați în trafic, au un stadiu fizic de 98-99%, Biharia-Borș este recepționat. De asemenea, avem Sebeș-Turda două loturi, un antreprenor mobilizat, unul mai puțin mobilizat. Are termen până la sfârșitul lunii noiembrie să finalizeze aceste două tronsoane. Ei s-au angajat în fața noastră. Ce pățește? Păi, sigur că sunt pârghii contractuale, penalități și așa mai departe, dar nu asta este scopul nostru, să-i penalizăm. De predecesorul dumneavoastră, care la fel se certa cu ei și până la urmă nu avea nimeni câștig de cauză neapărat. Predecesorul meu a reziliat contractul pe Lugoș Deva, lotul 3, la 99% stadiu fizic și am venit noi, am găsit autostradă muzeu pentru că nu se circula pe ea, am venit noi, am făcut expertize la pod, la calea de rulare, am dat în trafic în 24 decembrie acel tronson cu restricții de viteză și de tonaj, într-adevăr, pentru început, iar în primăvară am ridicat și restricțiile de tonaj. Deci, eu vă spun un lucru foarte clar. Noi nu vom ține în România nicio autostradă muzeu, un kilometru de autostradă, dacă va fi finalizat, el va fi dat în trafic. Pe de altă parte, ziceați, domnule ministru, că există aceste tronsoane care fac coridorul 4, de fapt, incomplet,
pentru că mereu există bucățele, că e Lugoj-Deva, că e o porțiune de nu știu unde, nu știu unde, că e porțiunea lipsă această autostradă A0 din jurul capitalei. Da, ele arată bine acolo și spui avem 98%, dar acel 2% te împiedică de fapt să ai tot coridorul gata. Așa este, dar în momentul în care ajungi la acest stadiu fizic, lucrarea se finalizează. Credeam că vreau să sugerați faptul că de ce împărțim pe bucățele un tronson de autostradă. Asta e o altă întrebare de care ni se tot pune. De kilometri. Păi avem alt exemplu. Ați pomenit un tronson de 4 km din acest inel nordic al A0. Așa nu? Este. Un lot. 4,5 km. Exact asta e întrebare. Lumea spune, dom'le, dar nu mai există antreprenori care să lucreze mai mult de 4 km sau 17 km, cum ați zis la aia de Craiova, sau 40 de km, când vorbim de asemenea... Am avut un exemplu nefericit. Bechtel. Autostrada Transilvania a fost licitată, a fost semnat contractul cu un singur antreprenor pe toți cei 450 de kilometri. Și am văzut unde am ajuns. Ultimul raport al Curții de Conturi a Uniunii Europene realizat pentru Comisie, într-adevăr spunea că ar fi extraordinar ca pe coridoarele principale să avem o singură comandă, o singură unitate de implementare. Adică, să dau exemplu, coridorul 4 începe la Constanța și se termină, nu știu, în Germania, pe tot coridorul ar trebui să fie o comandă unitară, o singură unitate de implementare. Este o recomandare a Curții de Conturi a Uniunii Europene pentru a avea... Greu de presupus că se poate ajunge totuși acolo. Da, nu? Dar noi în acest moment, când vorbim despre aceste loturi din autostrada autostrada Transilvania, noi le-am gândit să le ducem la implementare în același timp. Adică nu sunt săptămâni, luni, nu ani de zile în care se termină un lot și celălalt nu se termină. Sau gândim descărcare, cum spuneam, Iernut-Chețani. Acolo avem aproape 40 de kilometri, dar Iernut-Chețani este finalizat. Chețani-Câmpia-Turzii nu este finalizat și nu va fi finalizat în acest an. Și atunci aici am gândit o posibilitate de a descărca cei 17-18 kilometri la nodul de la Chețani, tocmai pentru a da în trafic respectivul tronson de autostradă. Spuneți că în loc să se lucreze, nu știu, din punctul A în punctul B și să dureze niște ani de zile, se execută diverse segmente din această distanță de către firme diverse care împreună compun, să zicem, linia întreagă. Dar, din păcate, apropo de firme, astăzi la licitație, dacă vin 5 firme, una este românească, poate fi eventual una din Europa, restul sunt din țări non-UE. Să știți că astăzi majoritatea licitațiilor participă firme din Turcia, firme din China. Atâta timp cât legislația românească permite participarea la licitație acestor companii din afara Uniunii Europene, sigur nu poți să le îngrădești acest drept și în momentul în care câștigă o licitație, o astfel de companie, sigur că mai ai o bătaie de cap și spui, ok, dar tu vei construi în România cu români. În consecință vei angaja români, vei subcontracta la companii românești. Da. Deci este o mare problemă că nu avem antreprenori Și e mai greu ca aceste companii, nu știu, din Turcia, China sau arabe sau mai știu eu ce, să lucreze decât companiile din Uniunea Europeană, ziceți dumneavoastră, că ne-am putea întreba, ok, și ce dacă sunt din afara Uniunii Europene, dacă lucrează la timp și oferă acele garanții? Acest lucru le-am spus pe noi nu ne interesează acum, ați câștigat licitația, foarte bine, nu ne interesează dacă aduceți 2000 de turci aici să lucreze sau angajați 2000 de români. Uh-huh. Pe noi ne interesează să respectați prevederile contractuale și aici, pe acest tronson, au 30 de luni până la data la care trebuie să finalizeze, să recepționeze acest tronson. Măcar dacă ar găsi 20.000 de români, dar înțeleg că, în ciuda previziunilor care spuneau că odată cu pandemia se va întoarce foarte multă forță de muncă în țară din Occident, lucrul ăsta nu pare să se fi întâmplat dacă te uiți la
la toți antreprenorii care au în continuare nevoie de forță de muncă mai calificată, mai necalificată, mă rog. Din păcate, încă o dată spun, sunt 3-4 antreprenori români care au mai rezistat și care rezistă pe piața construcțiilor de infrastructură mare în România, iar ceilalți, din păcate, sunt majoritatea subcontractori sau furnizori de servicii, furnizori de materiale pentru acești antreprenori generali. Dacă tot vorbim de segmente și tronsoane, domnule ministru Bode, Comarnic Brașov, inevitabilă întrebare. Ce se întâmplă cu ea? Cum progresează? Da, Comarnic Brașov, dacă vreți, este etalonul bătăii de joc la adresa infrastructurii românești, la adresa românilor până la urmă, pentru că din 2002 până astăzi se vorbește despre 58, vine de la Comarnic la Brașov, 58 de kilometri de autostradă și să nu realizezi aproape nimic, este o mare bătaie de joc, este o mare rușine, alături de rușinea ca România, capitala României, Bucureștiul, să nu aibă centură. Și noi facem eforturi extraordinar de mari să comprimăm etapele, așa cum spuneam, ca să în următorii 3-4 ani Bucureștiul să aibă o centură, un inel de centură la nivel de autostradă. Așa, este o mare rușine și faptul că nu poți să legi Bucureștiul de Brașov, nu ai legat Bucureștiul de Brașov în aproape 20 de ani. Noi știți foarte bine că am preluat acel parteneriat public-privat pe model Vâlcov-Dragnea, l-am anulat, am preluat tronsonul de autostradă alături de alte 8 tronsoane, 9 proiecte care erau la Comisia Națională de Prognoză sau la domnul celebru domn Ghizdeanu. Le-am preluat la Ministerul Transporturilor și ce am făcut? Am realizat o unitate de implementare a proiectului dedicat acestui proiect. Am sprijinit înființarea ADI-ului, Asociației de Ajutor Intercomunitară, cu toate orașele de pe Valea Prahovei. Am extras din, apropo de loturi și de sectoare, am extras din Comarnic Brașov varianta de ocolire Comarnic, centura Comarnicului, 5,2 km. Acolo, acest obiectiv are sub 75 de milioane de euro valoare eligibilă. Îl scoatem la licitație, este în procedură în acest moment, am trimis către ANAP, suntem în procedură de a scoate la licitație și până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să scoatem la licitație acest tronson și să semnăm contractul în acest an. Deci primul tronson din Comarnic-Brașov va fi centura ocolitoare a Comarnicului la profil de autostradă, pentru care noi estimăm că vom semna contractul în acest an. Pentru celelalte loturi, de la Ploiești până la Brașov, Ploiești-Comarnic-Brașov, noi suntem în procedură și scoatem la licitație partea de revizuire SF și întocmire proiect tehnic de execuție pentru toate aceste tronsoane, astfel încât în momentul în care finalizăm revizuirea documentației, să scoatem la licitație doar execuția. România își permite să aloce 1,1 miliarde de euro, aproximativ 1,2 miliarde de euro, pentru a realiza acest obiectiv de această autostradă extrem de importantă în tot ce înseamnă angrenajul mobilității în România. Autostrada Unirii, domnule ministru, mai apare în planul de investiții care să capete bani la anul? Sigur că da, Autostrada Unirii în acest moment este cu cele două tronsoane, Târgu Mureș, Târgu Neamț. Se realizează revizuirea studiului de fezabilitate pe fonduri europene. Când se finalizează această etapă, undeva la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, scoatem la licitație proiectare și execuție cei 200 de kilometri de la tronsonul Montan, de la Târgu Mureș la Târgu Neamț. Pe tronsonul Târgu Neamț Iași-Ungheni am trimis, noi în acest moment suntem în procedură de avizare pentru licitație, revizuire studiului de fezabilitate și întocmire proiect tehnic de execuție pentru acest tronson. Cu tot ce înseamnă podul de la Ungheni, varianta ocolitoare Iași-Nord, astfel încât, după ce finalizăm revizuire SF și întocmire proiect tehnic, să scoatem la licitație doar execuția. Sigur că bani pentru o infrastructură există în acest moment. Când ne gândim la cei
aproximativ 40-50 de miliarde de euro în următorii 10 ani, dacă vorbim de 2% din PIB, când ne gândim la 47 de miliarde de euro, cât va reprezenta aproximativ noul cadru financiar multianual alocat României, din care eu sper că peste 7-8 miliarde de euro să revină infrastructurii, și ne gândim la Planul Național de Recuperare și Reziliență, apropo de discuțiile pe care le-am avut astăzi foarte bune cu domnul președinte Klaus Iohannis la Cotroceni. România în acest moment pregătește portofoliul de proiecte pe Planul Național de Recuperare și Reziliență și eu cred că din cei aproximativ 23 de miliarde, 70% sunt granturi, restul sunt împrumuturi până la 33. Deci din cei 23 de miliarde, eu mi-aș dori ca jumătate, cel puțin jumătate, să fie alocați infrastructurii. Pentru că eu am spus foarte clar, noi îndeplinim condițiile, proiectele de infrastructură îndeplinesc cele trei condiții minimale. Și anume, 1. Proiectele să fie semnate până în 2022, contractele de execuție, să fie finalizate până în 2026 și 3. Să îndeplinească condițiile legate de mediu, programul Green Deal, digitalizare și toate aceste condiții sunt îndeplinite, spre exemplu, de autostrada A7, coridorul 9, de la Ploiești la Pașcani, sunt îndeplinite de autostrada Transilvania, de linia de cale ferată Cluj-Episcopia sau linia de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad, metroul, magistrala M4 sau, de ce nu, achiziția de trenuri noi și de material rulant. Sunt câteva dintre proiectele pe care noi le vom propune în Planul Național de Recuperare și Reziliență, astfel încât să atragem cât mai mulți bani pentru infrastructură din cei 23 de miliarde aproximativ alocați României. Când ar trebui să se concretizeze lucrurile astea? Pentru că aici pare să fie capcana, să zicem așa, că trebuie făcute într-un anume interval, nu? Că ele se... Pe PNRR vă referiți? Da. La toate proiectele legate de program din Planul Național de Recuperare și Reziliență, ele trebuie să fie semnate până în decembrie 2022 și să fie recepționate până în 2026. De aceea noi ne gândim și stăm foarte mult și am avut foarte multe discuții tehnice cu Ministrul Fondurilor Europene, cu echipele tehnice, cu domnul președinte Klaus Iohannis, împreună cu domnul prim-ministru ne-am întâlnit a treia oară pe acest subiect, tocmai pentru că vrem să aplicăm pe regulamentul care în acest moment se întocmește la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Directoratului General. Suntem în contact în permanent cu reprezentanța noastră de la Bruxelles pentru a primi informații de la staffurile tehnice, de la Comisia Europeană. Sunt în contact permanent cu doamna comisar Adina Vălean, care ne sprijină în a veni cu un portofoliu de proiecte eligibile, astfel încât odată ce am aplicat pentru finanțarea acestor proiecte, să știm foarte clar că putem să atragem și bani. Că se poate conta pe validitatea lor, să zicem, ca asta proiecte. Asta înseamnă să propui obligatoriu proiecte mature. Sigur că sunt și în sănătate, și în educație, și în alte domenii, energie, sunt și agricultură, sunt și în alte domenii proiecte mature, dar eu țin partea transporturilor, pentru că ați văzut și la ultima rectificare, mă bucur să spun că după ani și ani de rectificări negative, în fiecare an Ministerul Transporturilor era abonat la rectificări negative, iată că astăzi am asistat în urmă câteva zile la cea de-a doua rectificare negativă și avem astăzi unul dintre cele mai importante bugete, consistente bugete din ultimii ani. Avem 13,1 miliarde de lei, bugetul Ministerului Transportului, în vreme ce în urmă cu câțiva ani execuția era undeva între 7 și 8 miliarde. Deci am primit bani și în acest an. Asta înseamnă că nu sunt doar vorbe și intenții, bune intenții, sunt fapte și guvernul Ludovic Orban, primul ministru Ludovic Orban și ministrul finanțelor au înțeles că ministerul nostru are nevoie de fonduri, pentru că 70% s-au dus către compania de drumuri. Spre exemplu, cei aproape 200 de milioane de euro pe care i-am primit pe credit de bugetar, 70% au fost alocați Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Începerea asta a lucrărilor azi la autostrada din jurul Bucureștiului vine ca un fel de răspuns, așa am văzut-o, la ce se întâmpla ieri, când Gabriela Firea, în contextul primarul Bucureștiului, în contextul discuțiilor
despre un eventual guvern de Uniune Națională, îi cerea domnului Ciolacu: domnule, dacă faceți un guvern de Uniune Națională, PSD-ul să dea un ministru al transporturilor care să aibă grijă de nevoile bucureștenilor. Una dintre nevoile implicite, să zicem, e asta de care am vorbit până acum, o alta e legată de metrou. Sau ce ar trebui să facă ministrul al transporturilor în raport cu autoritățile bucureștene ca să le fie bine bucureștenilor, așa cum invocă doamna Firea? Ce face ministrul transporturilor astăzi? Asta trebuie să facă. Să se preocupe ca politicile publice în ceea ce privește infrastructura de transport sunt clare, simple, aplicabile, predictibile și cu rezultate. Până la urmă, ce-mi doresc eu ca și ministru al transportului? Îmi doresc să am inelul Bucureștiului finalizat, cum spuneam, în câțiva ani de zile, la profil de autostradă, ca să închid coridorul 4 pan-european. Este un lucru rău, nu cred, își dorește și primarul general și orice bucureștean își dorește acest lucru. Îmi doresc să închei lucrările și la centura veche, pentru că se lucrează și la DN2A2, la pasajul Domnești, Berceni, Mogoșoaia, Oltenița, se lucrează în acest moment. Îmi doresc să finalizez aceste lucrări. Îmi doresc să dau în circulație magistrala M5, drumul Taberei, în acest an. Eu sunt noul termen, domnule ministru, care e pentru magistrala asta? Am spus în 22 iunie când am fost acolo, când am spus foarte clar, în baza unor afirmații și scrise, nu așa, doar spuse și nesemnate, în baza unor asumări pe hârtie date de conducerea companiei Metrorex, conducerea companiilor care lucrează pe această magistrală. Noi am spus 30 iunie. Acest lucru nu a fost posibil, am explicat de ce. Au fost două motive. Centrala de ventilație, una din cele 6 centrale, nu a fost finalizată. Astăzi, această centrală, lucrările la această centrală au fost finalizate. Deci, nu mai există niciun impediment pentru ca testele dinamice, care au început pe data de 14 august, să fie finalizate. Noi sperăm că în maxim o lună, o lună și jumătate, aceste teste să fie finalizate, iar în acel moment, când ai finalizată centrala, am văzut cu toții că am fost împreună cu dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră, jurnaliști, am parcurs întreg tronsonul, întreg traseul celor 10 stații, împreună cu domnul prim-ministru, am arătat că lucrurile sunt finalizate, doar că avem probleme la această centrală și nu puteam realiza toate testele dinamice. În momentul în care se finalizează testele dinamice, specialiștii ne vor spune, da, putem să dăm în trafic cu călători. Eu îmi doresc cât mai repede, sigur, eu îmi doresc luna septembrie. Luna septembrie să putem să dăm în trafic cu călători magistrala M5 de metro. O ultimă întrebare, domnule ministru, legată de Tarom, o companie care primește ajutor de la stat în acest moment, sau mă rog, ajutor e mult spus, primește niște credite, să zicem, și va trebui restructurată. Asta înseamnă plecări de acolo în contextul informațiilor care au tot venit în ultimii ani, că e foarte mare nepotismul și cumetria în această companie. Acum, sigur, nu își dorea nimeni o situație nefericită cum e pandemia ca să facă restructurarea asta, dar dacă tot se întâmplă, cum se va întâmpla? Noi ne-am propus să salvăm compania națională Tarom. Noi, când spun noi, spun guvernul României, spun administratorii Tarom, spun noul director general al companiei Tarom. În acest sens, noi în august, în februarie, am aprobat un ajutor de salvare de 37 de milioane de euro. Acel ajutor de salvare s-a transformat în ajutor de restructurare pentru că nu a putut să fie returnat în 6 luni de zile. Iar săptămâna trecută am adoptat în guvern o ordonanță de urgență prin care acordăm un ajutor de stat companiei Tarom și companiei Blue Air pentru a-și acoperi pierderile înregistrate pe această perioadă generate de pandemie. Eu sper că acel plan de restructurare despre care vorbiți, care nu conține doar restructurarea de personal, vorbim și de optimizarea flotei, de reducerea costurilor combustibilului, de optimizări comerciale, de optimizarea unor rute. Planul de restructurare a fost transmis către Comisia Europeană, a fost notificată, prenotificată Comisia. El va fi pus în practică
practică, începând cu săptămânile viitoare, într-adevăr, vor fi restructurați aproximativ 600 de angajați, vor primi salarii compensatorii de la fiecare departament în parte, pentru că vedem, dacă nu sunt zboruri, de la direcția de operațiuni zbor. Sigur că de acolo trebuie să reduci numărul de angajați. Eu am văzut acest plan. Nu sunt susținătorul reducerii numărului de piloți și personal însoțitor, pentru că o companie aeriană are nevoie în primul rând de această categorie de personal, dar sigur, din toate segmentele vom reduce numărul de personal, dar impactul pe buget, tot ce înseamnă fond de salarii, este undeva la 19%, bugetul TAROM este undeva la 19%, reducând cu 600, 500, 600 de angajați, vorbim de un impact de 5%. Noi vrem ca până în 2024, prin optimizarea tuturor costurilor, nu doar cu resursa umană, să ajungem cu compania TAROM pe profit. Vrem să vindem aeronavele și suntem în proces de vânzare a aeronavelor ATR vechi. Vrem să vedem ce se întâmplă cu Boeing Max, că am preluat un contract, un cartof fierbinte. S-a întâmplat și nenorocirea care s-a întâmplat în Statele Unite și nu știm ce facem cu acest contract. Sunt multe probleme la TAROM, dar am încredere că această companie poate fi salvată și trebuie să fie salvată. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Eu vă mulțumesc. Ne întoarcem în câteva momente, vorbim despre încurcatul, complicatul tablou politic al momentului cu moțiune de cenzură care nu se știe când trebuie depusă, când trebuie discutată, cu acest pressing pe care îl face PSD la adresa guvernului să mărească pensiile cu 40%, să dubleze alocațiile copiilor, totul în malaxorul Parlamentului în aceste zile. Revenim. Am revenit, șicană după șicană la adresa guvernului din partea PSD. Se trântesc în Parlament, una după alta, ordonanțele de urgență ale guvernului legate de pensii și alocații. Majoritatea PSD-istă vrea să forțeze mâna executivului liberal. Și există și controversata moțiune de cenzură. Premierul spune că e neconstituțional să depui o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară, în sesiunea extraordinară, mai precis. În 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, spune Ludovic Orban. Analizăm posibilitatea, nu de a ataca la curte, de a invoca un conflict juridic de natură constituțională privitor la depunerea moțiunii de cenzură în vacanța parlamentară. În 30 de ani nu s-a întâmplat așa ceva. Niciun partid politic nu a depus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Moțiunea de cenzură reprezintă un act de irresponsabilitate și atacă interesele fundamentale ale României și ale societății românești într-un moment în care România are nevoie ca de aer de guvern, mai ales de un guvern așa cum îl conduc eu. Jurnalista Oana Stănciulescu, bună seara! Controversată și chiar amuzantă chestiunea asta a moțiunii de cenzură, Oana, pentru că se pune problema ca ea să fie depusă, iată, în această sesiune extraordinară, numai că sesiunea se termină, așa că ea va ajunge dezbătută și eventual votată în sesiunea ordinară a Parlamentului din septembrie. Dacă nu cumva se mai inventează o sesiune intermediară extraordinară până la 1 septembrie. Bună seara, Tudor! Da, este o premieră, ca atare ce putem să facem este să analizăm și noi textul Constituției, articolele care fac referire la posibilitatea de a depune, a se depune moțiune de cenzură și a asculta opiniile juriștilor care pare să că în momentul de față nici ei nu s-au pus de acord asupra acestui aspect, pentru că nu există o cutumă. În 30 de ani nu s-a ajuns la această variantă, n-a depus nimeni o moțiune de cenzură în afara sesiunilor ordinare, adică de la începutul anului parlamentar până la vacanța parlamentară. Este prima oară când cineva depune o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Numai că nu se termină aici controversele. Noi nu știm în acest moment dacă va fi citită, probabil va fi citită în vacanța parlamentară, în această sesiune extraordinară. Dar Constituția spune
în ce termen trebuie și votată după citire. E, atunci, nu știu, stăm cu un picior în vacanță, în sesiune extraordinară și cu un picior în septembrie în cam așa ceva. Sesiunea... Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, cu care noi astăzi am stat de vorbă, a spus că e adevărat, Constituția nu prevede nimic clar în legătură cu ce fel de sesiune trebuie să fie cea în care depui moțiunea, adică lasă de înțeles că se poate depune și într-o sesiune extraordinară, cum e cea de acum, dar că e obligatoriu ca să fie depusă, discutată și votată în interiorul aceleiași sesiuni. Deci asta ar trebui să se întâmple foarte, foarte rapid. Ori știm că nu se întâmplă, se termină zilele astea, sesiunea asta extraordinară, și dacă nu cumva se convoacă altă sesiune extraordinară repede în care să se depună, citească și voteze moțiunea, tot în septembrie ajungem. Da, aceasta este controversa. Sigur că e dreptul fiecărui partid, când este în opoziție, să depună o moțiune de cenzură. E limpede, Constituția prevede o singură moțiune de cenzură. În această sesiune parlamentară, PSD a depus o moțiune de cenzură, cred că în februarie, deci n-ar mai fi avut voie. Ei au pus în această vacanță parlamentară. Dacă prelungesc sesiunea extraordinară, au o problemă, pentru că este vacanță și știm că mulți parlamentari sunt plecați, nu sunt în București în acest moment, și probabil că este foarte greu, le este foarte greu să-i aducă. Dacă se vor duce cu votul în septembrie, o să vedem ce va zice CCR-ul în condițiile, în cazul în care PNL va contesta la CCR această practică, această decizie. Deja dacă vei contesta la CCR, nu această decizie, sunt șanse foarte mari să te duci în septembrie oricum, că nu mai e mult, sunt mai puțin de 2 săptămâni. Exact. Și de aici încolo o să înceapă în funcție de ce spune CCR-ul. Dacă CCR spune, nu s-a mai întâlnit nici CCR cu această practică, dacă CCR spune că este constituțional, merge mai departe și o să intre în scenă negocierile, aritmetica parlamentară, cine are voturi, dacă PSD cu toți sateliții au voturile necesare, teoretic au voturile, și mai apoi ajunge la implicațiile care mi se par cele mai importante pentru România și pentru viitorul României, nu că sunt pensionari sau că sunt elevii care așteaptă alocație mărită sau pensii mărite, toți suntem în această țară și cred că ar trebui o discuție foarte serioasă, mai ales cu mediul de afaceri și mediul economic, care să explice ce se va întâmpla, ce ar putea să se întâmple cu România în cazul în care acest guvern va pica și Parlamentul va decide că ordonanța de urgență privind majorarea pensiilor cu 40% este în vigoare. Abia de atunci cred că vor începe problemele serioase, foarte serioase ale României, cum au avut poate grecii sau au avut cu mulți ani în urmă bulgarii, vecinii noștri, dar noi nu suntem în situația Greciei în niciun caz, pentru că nu suntem în zona euro. Deci asta ar trebui să devină o dezbatere foarte serioasă, dacă riscă România să intre în incapacitate de plată cu un astfel de efort financiar, pentru că e un drept pe care nu mai poți să le iei înapoi. Din moment ce va fi acest drept al pensionarilor, trebuie să-l dai an de an. Și am citit o analiză foarte bună a unui membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Cristian Popa, care e adevărat face o analiză în nume propriu, nu angajează banca, dar care spune că ne jucăm cu focul și analizează ce ar putea să întâmple anul viitor, un scenariu extrem de sumbru, spune că nu este o predicție, este o realitate și concluzionează că România s-ar juca cu focul dacă se va adopta această măsură. Păi traseul e destul de limpede, sau direcția spre care ne îndreptăm, pentru că am văzut în comisiile de specialitate, în Parlament în acest moment a fost trântită această ordonanță a guvernului care prevedea majorarea alocațiilor cu doar 20% pentru copii. Asta înseamnă că vor fi obligați probabil și în a doua cameră să le dubleze. Probabil că același lucru se va discuta și în legătură cu pensii, adică ni s-a dat un semnal foarte clar din partea majorității PSD ce își doresc în acest moment. Își doresc să forțeze mâna executivului, chiar dacă acesta spune că n-are de unde să ia banii. Da, și nu doar cu alocațiile, ci și cu ordonanța cu majorarea pensiilor cu 14%, exact, care are cam aceeași soartă ca și alocațiile. Știm câteva
lucruri, adică putem să intuim câteva lucruri care se vor întâmpla în următoarele luni până în decembrie, să spunem. Știm că va fi un guvern liberal și mai mult ca sigur va fi un guvern Orban cu putere duse. Președintele Klaus Iohannis a spus că indiferent ce se întâmplă, a anunțat deja, indiferent ce se întâmplă și cu orice propunere ar merge PSD, pentru că ne-a anunțat că va merge cu o propunere sau, nu știu, cu două propuneri de posibil prim-ministru la Palatul Cotroceni, știm acum că va fi un guvern liberal, pentru că președintele nu va da, într-o situație atât de complicată cum este România, acum nu va face experimente. Deci știm că va rămâne un guvern liberal, cel mai probabil guvernul Orban, dar un guvern cu puteri reduse, ca și când în acest război, că așa s-a vorbit despre pandemie, că suntem într-un război, ne-am permite luxul ca un guvern să fie, ne place sau nu ne place, mai sunt doar două sau trei luni până când cetățenii vor decide cine, pe cine vor la Palatul Victoria și în Parlamentul României. Deci, ca și când ne-am permite noi acest experiment. Deci asta știm sigur. Ce nu știm sigur este ce se va întâmpla cu moțiunea, deși și acolo calculele ne cam spun că moțiunea ar putea să treacă, pentru că PSD plus ALDE plus România fără UDMR ar avea voturile suficiente. Da. Acum mai e varianta aceasta, Tudor Mușat, că suntem parlamentarii, sunt înainte de finalizarea mandatului și mulți dintre ei probabil că nu se vor mai regăsi pe liste, nici la PSD, nici la alte partide. Și este posibil totuși ca să fie și din partidele astea de la, din opoziție, să le spunem, mă rog, PSD, ALDE, Pro-România, să fie oameni supărați că nu mai prin un alt mandat și să voteze altfel. În momentul acesta nu știm, de-abia de acum încolo se vor face calculele. Și mai știm sigur că PSD vrea această majorare cu 40%, care înseamnă un efort financiar doar pentru anul viitor de 6 miliarde de euro, fără să adăugăm faptul că această criză sanitară va continua, bineînțeles, și în lunile următoare și probabil până la un vaccin. Și mai știm, Oana, că PSD vrea muniție pentru congresul pe care, iată, îl va face pe repede înainte, la sfârșitul acestei săptămâni. Despre asta însă vom mai vorbi în seriile următoare. Mulțumesc foarte mult, Oana Stănciulescu. În câteva momente, Silviu Mănăstire, dosar de politician. Rămâneți cu noi!